Bună ziua, salutare! Am început și eu cu filmarea de dimineață, de la ora 12. Am ajuns să mă uit la orice acum. Mă trezesc de la ora 8. Așa trebuie să trezească omul. La ora 8 să se uite în bătătură. Așa mă trezeam și până acum. Uite, m-am uitat la vin. Covoarele astea. Le-au spălat fetele să pună, să terminăm o dată, dar am luat-o cu curățenie. Ai băut, Câmpeanu? Cum e vinul? Cu cine vorbești tu? Cu tine. A, am uitat să spun. Cu mine vorbești tu? Câmpeana nu vorbește cu mine. Cu mine vorbești tu? De două zile. Auzi, Câmpeana, mă pomenește pe mine. Pomenește pe altcineva, nu pe mine. Câmpeana e supărată pe mine, nu vorbește. Hai, lasă, termină cu asta. Oprește-te, am zis. Nu mai da din casă tot. Nu mai spune aici tot. Ce? Să vadă ce s-a întâmplat. Te pricază. Hai, taci. Taci. Câmpeana mă ceartă. Nu suntem noi. Câmpeana de două zile nu vorbește cu mine. Hei, Doamne Dumnezeule. Pricază, spune Câmpeana. Am văzut niște mesaje, spune și lumea, pricază. Tu ești pricază în casă, nu eu. Râd, prieteni. Ce să fac? Ajuns tot. Păi de ce pricază? Tu pricază, tu ești pricază în casă. Eu? Da. Ai fost odată, pusei să spun adevărul. Nu mai da din casă. S-a spart mașina. Și ăla care l-a luat în mașină, s-a spart și mașina lui ăla. Eu sunt pricază. După aia s-a dus la Severin, a spart toată masca aia cu vijulia aia când a fost. Toată masca aia din față a spart. Uh-huh. Omul când pleacă de acasă, dar nu mai pune pe mine, ce trebuie să mă vadă? Bine, dar stai un puțin, vrei să stau acasă? Și cine ți-a aduce bani? Și atunci, mă, și unde ai fost? Te duceai după bani? Da, n-am fost acasă și dacă n-am fost... Bine, eu am fost două zile la București. Stai puțin. Am fost două zile la București. Și dacă se întâmpla când am fost la București? Ce? Mulțumește în primul rând. Nu mai pun, că tot așa ești, tot tragi supărarea, cum spune toată lumea. Bă, taci. Tu spui numai tu. Gata, oprește-te cu supărările. Că uite, mai arăt odată. Stai să spun și eu, uite ce a zis. Mi-a zis Alexa. Ia uite. Că e un chip, chipul Domnului Iisus Hristos aici, de unde a plecat. Unde era? Aici, mi-a zis, dacă te uiți la distanță. Stai. Taci. Uite aici jos, este chipul, dacă te uiți așa. Uite. Chipul Domnului. Aici. L-am chemat la biserică. Dacă te uiți așa de la distanță și te uiți în sus. Întreabă Toniam când se duce undeva. Așa e, în poză. Uite, eu am făcut poză și m-am uitat. Uite, chipul Domnului Iisus, da? Uite. Vezi? Alexa s-a uitat bine. Păi normal că nu a fost mâna lui Dumnezeu de a opri focul. Că altfel uitați cum a luat foc, păi dar nu se mai oprea scândura asta cu lambriul ăsta care e lăcuit. Normal că a fost mâna Domnului. Ce, nu se vede? A fost mâna pentru că Dumnezeu a lucrat prin oameni. Păi și prin oameni, prin tot. Păi și prin David a lucrat. Păi și prin David și tot. Exact. Cum eu mie îmi zicea copilul, eu vorbeam cu Dănuț pe video și zic, David, nu mai fă-ți gumă, că nu mă aude Dănuț, că n-are semnat. Și zice, mami, se aude ca o ploaie. Zic, nu se aude, David, vezi că se aude de la Xbox. Nu, mami, se aude ca o ploaie și el când plouă, se vine aici la baie să vadă dacă plouă. Când deschide ușa și vede flacăra mare. Și vine și zice, mami, fug mare la
geam. Dacă nu se ducea copilul să verifice, ardea tot acoperișul. Păi normal că a fost mâna lui Dumnezeu. Și cum fugea el, Doamne, bine, mă luții cu consola în mână. Nu cum pe tine, dar oricum ți-au dat prieteni și eu și tot. Nu, hai să spun și eu ceva. Nu mai lasă supărarea. Trebuie să fii cu stai un pic, stai să spun și eu ceva. Bine, treaba mea, dar treaba mea când e supărată, tu atragi supărarea și astea în casă. Stai un pic, ia. Tot ea mi-a zis, trebuie să nu mai plâng în casă, să nu mai zic ca toată ziua nu mă plânge, că nu-i bine. Vezi, așa mi-a zis și mie, am citit mesajele. Nu mai, trebuie să fii bucuros, să fii în casă. Să fii bucuros? Adică, dacă sunt bucuroasă, așa? Adică, da, să încep să joc, tot de acum cu muzica și joc, uite, joacă și piesa unde e, bărbat sau așa. Lasă fata, mă, gata, lasă să stea fata, bine. Așa. Lasă-o, mă, ce-o fi? Toată ziua, plânge și plânge pe eu și șase după ea. A, tu ești geloasă pe mine, aia e treaba. Uite, vezi cum mă drăcuie, hai, gata, termină. Nu, gata, gata. Gata, stop. Nu mai drăcuie, că tu atragi tot în casă. Tu ce atragi și tu ce atragi, mă? Tu ai mâncat toți banii, tot, tu ai mâncat tot. Bine, eu te-am sărăcit. Tu ai mâncat tot, tu ce atragi, mă, prin casă tragi în casă. Eu trag facul, bă, dar tu tragi prin casă, clasă. Hai bine. Da, of, bătrânii. Oh, Doamne. Da, uite ce ai făcut. Prin casa ta, nu am. Eu am dat foc. Tu, prin casa ta. Până acum de ce n-am luat foc? Prin casa ta. Eu. Da. Dar știi care e chestia? Eu? Uite, cu sărăciile, uite, cu prelungitoarele tale, ale ieftine, care tot nu-mi dai bani să cumpără scumpe. Certat cu tine și a plecat de acasă din cauza la prelungitoare, nu eu. Că eu m-am supărat și la mâna pe David și am plecat. Și când mă întorc, văd numai invenții de ale tale. Nu, prieten, prelungitorul a fost aici, exact aici unde... De aici a plecat. Prelungitorul a fost în spatele frigiderului lipit pe perete. Nu știu. Dar nu mai zi adevărul că era făcut reparat de tine. Prelungitorul a fost într-adevăr reparat de mine și cine știe, a făcut scurt aici, s-a încălzit, de aici a plecat. Nu ierte nimeni, nu spune că nu e capabil. Eu acum o țin de casă. Știi ce au zis prietenii? Frigiderul niciodată nu se pune în prelungitor. Se pune direct în priză. Da. A fost mai deștept, el știe tot. El știe tot să fac, el e deștept. A fost odată deștept, dar... Am luat-o și eu razna. Păi omul de la 50 de ani cedează. Mamă, tu vezi așa, dar el e bătrân. Mă, nu, te duci cu el undeva, trebuie să întreabă tot neamul dacă te duci cu el. M-am dus să mă duc la Sfântul Grigore. Când a fost de Sfântul, nu mai țin unde ceva. Trebuia să se ducă, să strică preanul nostru. Trebuia să se ducă dincolo la mama. Nu s-a mai dus. Mama nu mai dat în nici el. De când îl chem acolo la cine, de când îl chem și tu n-are timp să se ducă, tu n-are timp, pentru că are altul timp, are altă treabă, omul. Că aduce bani cât îl gând la. Păi stai puțin, trebuie să le fac eu pe toate, mai faceți și voi. Ce ai făcut, mă, că acum? Păi auzi? La mine se sparg în capul meu toate. Ce ai făcut? Doar arată și... Nu contează, și cu orice. Ce ai făcut, zici și ei? Și orice. Numai tu l-ai făcut, dar era nu mai făcut. Păi l-am scos bani, bani de toate. Nu m-a tăi făcut și ai căzut în cur. Dar ce bani să fac? Vrei bani mulți să mă duc la pușcărie? Lasă să facă lumea bani mulți, că se duc și ei unde am fost eu. Am fost, nu vreau. Ce, să fac prostii? Păi lasă să facă oricare. Care face bani, îi face pe pielea lui. Da, eu nu mai vreau bani mulți. Da. Mai lasă-mă pe mine. Ok, apreciez.
De ce-s cu mine degeaba? Lasă că plec eu azi și vin peste o săptămână. Și să te văd. Peste 30 de ani să vin. Na, vezi cum tragi rău. Păi tu mă gonești. Că tu ai gonit și pe lumină. Da, uite cum spune și lumea, că tu ai gonit-o. Mergă-l dracului. O, nu v-am gonit eu. Nu m-ai gonit nici ăla. Stomac vă gonește. Cine? Fluturașii din stomac vă gonește. Da, lipriți. Știi și tu, fluturașii? Da, aia știi pe tine și pe feta. Nimic. Că ce vă fac eu? Ce vă fac? Eu sunt ce mai persoană. Eu sunt, dacă vă omul, într-adevăr, nu mai suport. Că umbră cu oține în casă. Nu mai suport. Mi se necrește fața ochilor. Hai, nu mai fi rea. Schimbă-ți poziția. Eu n-am putut să mă schimb. Râzi, pune muzica și dansează. Joacă tu, că tu ești. Și-mi tremură mâna. Nu eu. Pune muzica și dansează. Tată, am desfăcut becul de la LED-ul ăla din prietenul meu. Care LED? Să trebuie să-l cumpere de la mama. Ce LED? Nu înțeleg. Care frigider? În casă. Și? Trebuie bec? Da. L-am desfăcut eu să-l cumpere cu băieții. În oraș, uite. A, becul din frigider. Și o dulie. Nu mai lasă că vine omul și nu mai face un improvizație. Eu nu să fie de om. Vin meseria și lasă și aici trebuie, lasă, uite. Lasă că pui tu, că uite, becul de l-ai pus în baie, a căzut așa. Și aici trebuie firele făcute, tăiate de aici. Trebuie făcut să aduc meseria și... Vine mâine. Las că vine mâine meseriașul să facă, să schimbe firele pe aici unde au luat foc. Uf. Vreau să văd și eu, ăsta e nou? Nu e. Se mirau și vicinii, cum de n-au luat foc gama asta, că e uscat. E normal. Dumnezeu. A fost mâna lui Dumnezeu. Bună câmpeană, ce faci? Uite, eu încep să râd, cu toate că sunt supărat. Nu mai gata, de acum încolo salut. Ce-o fi? Stau și râd și mănânc și beau și asta e. Uite, ia să vedem. Să vedem cum e vin. Eu, eu. Ia uite ce-a făcut. Asta de pe comine, ia. Mamă, ia. Ia, campion. Dă pahar să vă pun. Aici trebuie furtună. Ia, dă. Dă că nu beau eu, doar gust. Să văd cum e, mamă. Stai de pe comină, ia să vedem cum e. Ia. Mamă, ce culoare. Ia, bezi că eu nu beau. Bei, mamă. Dă și, mamă. Serios, e belea, ia. Ia ține. Ține pe mine, nu. Vino încoace aici, ca să beau. Chiar de carne. Ia, ca să mă văd și eu. Vino încoace. Ia. Lângă butoi. Au zis, ce să mama, toată viața ți-a plăcut băuturica. Nu, că e mult de afară. Gust. Ce să pun? Ce nu, dar chiar, vezi să nu dai pe covoare. E tot să dă... Ma. Victimă. Victimoasul? Da, dar el nu știe lumea ce poate cu ciupărul pielea lui și ce jegoste. Ia o să vadă lumea ce... O, acum că-ți pui prieteni în cap. Ia. Mă, eu nu mai mă interesat să tine de viață. Eu nu mai pot. Eu așa, naibii, dacă nu e un vin de secar. O, e albine, dulceag, e un vin bun. Dar să urcă la cap repede. În viața mea niciodată n-am avut așa ceva. Păi nu, ăsta e din recolta a doua, dar ăla nu... Lasă ăla, ăsta e calitatea a doua. Dar calitatea a doua e bomboană. E dulce, e tot ce trebuie la ea. Și cât trebuie să mai stai acolo? Cum? Păi ăsta nu trebuie tras. Ăsta îl bei până când se termină. Aaaa. Oh. Mhm, mhm.
Încă el din ce în ce se limpezește, vezi cum e? Da. Uite, mă. Fain, fain. Suc de la peni, de la struguri. Dulceac puțin și bun. Nu-i subțire să fi băgat apă multă, decât 3 găleți. Mai bine puțin și bun. Aștept mâine să vină meseria și să fac acoperișul acolo. Mult de avem de făcut noi mâine, și mașina și tot. Și mașina, curățenie, uite, se usucă cu voarele. Nu face curățenie, da. Păi, și nu trebuie să plătesc eu. Cine plătește și eu? Mă duc de pe el. Oh. Nu plătești tu. Ai tu bani. Dar să vin... De 3 zile stai pe leagănul ăla, de când a luat foc casă. De 3 zile nu mai mă trăsc cu la ideea, ce-am dormit? De acolo stai. Acolo a dormit aseară. Mai schimbă și poziția, vine la soare. Păi, hai ia-ți ăsta, că se arde friptura. Tu unde stai? Ține, pune pe ea. Tu unde stai? Ha? Tu unde stai? La mămica? La mămica, am fost la mămica, normal. Auzi că stau și ce vrei să fac? Tu cum a rămas? M-a rămas pe pahar. E tot să te vii. E bun, bun. Hai nu mai vorbi rău. Gata. Oprește-te. Gata, prieten, promit eu. Câmpeana nu vorbește de 2 zile cu mine. Își va schimba comportamentul. Ce tu pui ca parte în filmare? Să fac bani? Să fac bani pe... da. Ce să fac bani? Să mă pică... Pe spatele tău. Ca să faci tu, să faci lumea. Da. Bine că mint eu lumea, auzi prieten că mint. Fac bani pe spatele ei. Fac bani pe... Fără ea nu ai viză. Ca să faci tu să te uită lumea. Da, uite, ia auzi prieten, fac bani pe curul lui Câmpeana. Mă iertați, mă scuzați, dar spun orice, pentru că nu mai... Nu, voi nu știți ce-i poate pe ea lui Jegosul ăsta. Jegos, iar mă fac Jegos. Dar put? Ce put? Păi am școala veții. Da. Fă-mă în toate felurile, mai făcut jegos. M-am dar ce sput? Miros? Au, Doamne Dumnezeu, asta e. Ia. Ce faci aici? Mâine a zis băieții că vin să fac acoperișul, trebuie să le cumpăr blană. Și să cumpăr geam. Geamul lasă, că nu trebuie acum, trebuie să vină ăsta să ia măsură. Hai că geamul mai merge. Cât e geamul ăla? Cât? E vreo 5 milioane, 3-4 milioane. Bă, așa mic? Da, 5 milioane maxim. Dar pun albul, nu mai pun de ăsta, că albul e mai ieftin. Asta e, 5 milioane geamul, blana și scândură ce trebuie acolo. Da. Ce economie? Că tot a întrebat și lumea, ce economie? Economie... Prelungitor, uite, din fir. Asta zice Câmpeana, ia uite. Cum am firul ăsta, am cumpărat să nu mai dau 60 de lei sau cât e, uite. Și nici pe, e adevărul, nici pe scoci n-ai avut să mai cumperi. Cum, uite, am scoci, uite, am făcut eu din asta. Hai bine, gata. Asta e, bine, eu spagub acasă, hai. Ce? Cum zicea David? Bine, te schimbi aici. Cum David? Gata, ai ținut supărarea 2 zile, gata. Gata! Hai să mulțumesc și eu la lume care au fost cu mesajele și care... Da, toți și care v-a părut rău. Vă mulțumesc din suflet, prieteni. Și am văzut multe mesaje rele, dar nu contează, asta e. Nu-i problemă. Nu-i problemă ce a zis lumea, asta e. Eu apreciez mesajele frumoase.
Și vă mulțumesc din suflet că v-a părut rău. Asta e, nimeni nu dorește rău în situația asta, cu focul și cu alea. Asta e o nebunie, adică nebunie. E ceva dureros. Nimeni nu dorește rău, așa rău la nimeni. Vă mulțumesc, prieteni, și ne auzim și mâine sau mai târziu. Multă sănătate!